că, cu toate că beneficiază de oameni foarte, care știu să valorizeze timpul, faptul că seamănă cu ceea ce era și înainte, în vremea socialismului, deci, cu alte cuvinte, instituția de cultură trebuie să învețe și ea să se modernizeze, da, ca reflex. Exact. Că bune intenții, bune intenții are. Știu că s-au făcut și sub formă de spectacol. Da. Cristina Onofre, spre exemplu, când vine în bibliotecă, știe să mai ia pe lângă ea și un pianist sau un violonist și altfel se deschide lumea. Aceasta spuneți dumneavoastră că ar trebui să devină cumva regula. Exact. Pentru ca lumea în general să se întoarcă senină cu fața către literatură. Biblioteca are niște consumatori cam aceiași întotdeauna și un pic mai îmbătrâniți. Ar trebui un pic de deschidere mai mare către tinerețe. Da. Haideți să mai citim. Da. Citesc eu? Da. Citesc eu. Citiți dumneavoastră. Iată ce am ales. Dans cu negresa. Ritmul pune stăpânire pe brațe, pe coapsele care se unduiesc. Mătasea neagră a ochilor mei lunecă, înfrigurată, descoperind sub piele luciul de abanos. Sfârșietor, dansul unei femei singure. Clapele pianului se sparg ca razele soarelui roșu când se ating de valuri și intră dedesubt. Am trecut prin viață asemeni lui, fără să dansez cu negresa, în consecință, fără să înțeleg nimic. Nici că putea să fiți mai sincer. Pe scărușul, traversat de cântecul tău cu marea de un frison continuu, tu ieși din spumă printre biruiete, lunecând în ceața subțire și intrându-mi în gură și în ochi. Singur pe faleză, sărat de tine, te simți prin toți porii, pe scăruși ce mă sfâșie cu sunetul acela ciudat și trist. Clipele sparg, nimic nu mai are întinderea corectă, o mașină se strivește de pod, mă arunc pe spate spre valuri, plutesc în aer, nu știu dacă voi reuși să ating apa, arcul buzelor tale, marginea lumii de care mi-am agățat respirația. Nord de animal. Acea înfășurare de linii, curgere de ape, coapsele întinse pe nisipul plajei, sunetul baritonal al saxofonului, agățată de statueta deja d'imperial, ce dansează și lustra clătinându-se fluture orb, țipă aer, corb, fericirea e animalul de pradă care pândește, dar nu te atinge, să nu-i simți ghearele. Iată, iarăși, un mare adevăr. Nu știu dacă e adevăr cu statut de poezie sau poezie cu statut de mare adevăr, vă rog. Și pentru că e vorba de poezie, totuși, așa. Norul de cuvinte, stol de păsări, nor de cuvinte se țin scai după mine. De el nu mă pot pierde, mă bântuie. În urechi, zumzetul de lichene am pânzit locul râie a nordului. Doar gândurile, avioane de hârtie ies din hartă. Am sentimentul că trag în năvod un banc de pește adormiți către marea moartă. Sarea lucește stins pe brațele tot mai obosite. În buricele degetelor, puzderie de scântei s-au aprins, căutând în nisipul umbrei trupul întinerit. Domnule Iti, ultimele 3 minute de sare, de scântei, de alge, de mare, de ce doriți dumneavoastră. Aș vrea să-mi spuneți dacă mai aveți resurse sufletești pentru urcușul de final. Da, resurse sunt. Să vă cu alte spun cuvinte, o taină. Așa, vă rog. Să vă spun o taină. Eu nu mă aplec niciodată asupra poeziei. Poezia vine când vrea ea. La proză e altceva. Ai un proiect, încerci să țești asupra lui
și iese dacă iese. S-ar putea să nu iasă, în loc de covor să iasă un preș, și atunci nu-l mai scoți. Poezia vine, câteodată vine rar, dar tot vine până la urmă, și de aceea vreau să vă citesc una dintre ultimele, dintre mai poeziile mai din urmă, pentru că tot zice Cistelecan că abordez mai multe stiluri. Da. Este adevărat, pentru că eu am scris în mai multe etape și această antologie este din mai multe etape, firesc. Dar eu zic că a rămas filonul. Sigur, vă ascult. Timpul seamănă cu un tren. Poate e chiar trenul care trece peste noi. Noi, traversele căi ferate. Om lângă om, susținem șinele, pe care lunecă locomotiva și vagoanele. O perioadă scurtă devenim pasageri. Însă nu poți alege liber nici trenul și nici segmentul de drum. Poți nimeri un tren de marfă. Nu e de preferat bou vagonul. De la sindromul vacii nebune, animalele vii se transportă doar congelate. Poate fi un tren militar cu răniți. Se poate și un tren de mare viteză. 200-300 de kilometri pe oră, ploaie, vânt. Doar zăpada și Dumnezeu poate întârzia sosirea. Lumea nu se înghesuie în trenurile rapide. În vremuri de criză se grăbește doar timpul. Totdeauna pasagerii se ciondănesc pentru locurile de la geam. Bătaie mare e pe trenurile fantomă. Acelea sunt trenuri de lux, unde timpul cosmic își împlinește călătoria de plăcere lent de-a lungul căii lactee. Am urcat în Orient Express. Era plin de baroni, conți, spioni, actrițe și balerine celebre. Întreg personalul în uniformă se uita la mine cu ochi neliniștiți. Balul izbind o stâncă ivite în calea lor. Le-am scos biletul de călătorie și legitimația de poet. Era un fals. Nu sunt membru al Uniunii Scriitorilor. Acum, la final, ați încheiat așa cum vă doreați. Cred că ați pregătit finalul, nu? V-ați gândit de acasă? Nu l-am pregătit. De fapt, poezia aceasta este mai scurtă cu o strofă. Așa. Mi-a scurtat-o suciu. Da. Cu toate că ultima strofă e ține de inima mea, am lăsat să facă cum a vrut el. Da. Da. Eu vă mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor. Timpul scriitorului Ion Toma Ionescu seamănă și cu un tren, seamănă și cu fericirea pasăre de animal de pradă, seamănă însă și cu negresa aceea pe care n-a atins-o și cu care n-a lăsat niciodată. În consecință, nu înțeles nimic. De la viață, da. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Rămâneți cu bine.